Național TV a ajuns la 19 ani. Din 6 octombrie 2003, Național TV este o prezență permanentă în viața dumneavoastră, cu jurnale de știri corecte și echidistante, cu filme de top, cu emisiuni sociale și de divertisment pentru întreaga familie, cu muzică de calitate pentru toate vârstele și pentru toate gusturile. Știrile Național TV au însemnat și înseamnă maximum de informație în minimum de timp, echidistanță, corectitudine, profesionalism. Astăzi vă invităm să sărbătorim împreună 19 ani de Național TV. Ne-am bucurat să primim mesaje de sprijin și apreciere din partea celor care se văd reflectați în știrile și emisiunile noastre, mai ales că este și un moment în care trebuie să ne gândim la valorile presei din România. Calitatea unei democrații este evaluată și în funcție de mass media din țara respectivă. O democrație sănătoasă, și în România ne dorim o democrație sănătoasă, nu este posibilă fără o presă independentă, curată, echidistantă în ansamblu ei. Nu întâmplător, auzim foarte, foarte des faptul că presa este a patra putere în stat. E drept, ne dorim acest lucru. Puterea de care dispune presa este însă și cu un pachet consistent de rigori, de standarde specifice pe care trebuie să le îndeplinească. Echilibru, să n-aibă atitudine părtinitoare, să se facă o documentare din mai multe surse, lucruri altfel regăsite și în codul deontologic al profesiei de jurnalist. Aceștia trebuie să fie piloni de bază ai oricărei instituții de presă. Doar în felul acesta se pot evita acele știri pe care le știți, greșite, eronate, incomplet documentate, știri false, știri părtinitoare. Din păcate și ele sunt des întâlnite, mai des decât ne-am dorit noi toți. Salut pe această cale și felicit totodată prezența Național TV în mass media românească. 19 ani de existență, 19 ani de experiență, înseamnă 19 ani sinonim cu calitatea actului jurnalistic. Vă rog să-mi permiteți să vă urez la mulți ani Național TV, continuați-vă treaba bună pe care o faceți și vă urez mult succes într-o piață foarte complicată media. La mulți ani Național TV, la mulți ani telespectatorilor Național TV care sunt de 19 ani alături de Național TV, felicitări pentru echilibru, felicitări pentru profesionalism și mulți ani înainte. În primul rând, la mulți ani Național TV și păstrați-vă cu mâinile curate, pentru că, din păcate, faceți parte dintr-un mediu în care în ultimul timp a reieșit că prea multe instituții mass media au ales banii murdari de la partide politice în detrimentul informării publicului, iar menirea presei este să informeze publicul, oricât de dureroasă e informația pe care o aveți de spus. Aceste momente aniversare sunt și un bun prilej pentru reflexie. Cred că noi ca societate avem de beneficiat, avem doar de câștigat de pe urma unei prese puternice și fără doar și poate că și presa trebuie să-și asume rolul pe care îl are în societate. Felicitări Național TV și tot înainte! În primul rând, la mulți ani Național TV și în al doilea rând vreau să fac o mențiune specială pentru emisiunea la care vin cu cea mai mare plăcere, emisiunea lui Denis Ciulinaru, o emisiune pe care evident îi îndemn pe toți să o urmărească. Toți telespectatorii ar trebui să aibă parte de programe media serioase și de calitate. La mulți ani Național TV, felicitări pentru rezultatele obținute până acum și mult succes mai departe. Le urez celor de la Național TV inspirație în fiecare zi și le doresc să rămână un stâlp de bază al democrației, pentru că presa este un stâlp de bază al democrației și încrederea în presă, din păcate, în ultimii ani scade de la an la an. La mulți ani Național TV! La Național TV am cunoscut o echipă formată din profesioniști, din jurnaliști care tot timpul au fost echidistanți, oameni imparțiali care s-au axat în primul rând pe cazurile sociale și au promovat România și valorile ei. La mulți ani Național TV! Mă bucur că pot participa frecvent la emisiunea Miezul Problemei. Vă felicit pentru că sunteți un post de televiziune care permanent oferiți informația corectă, prezentați în permanență adevărul și oferiți informații de calitate telespectatorilor. Rămâneți în continuare alături de noi. Național TV. TV de ce-ți place.